Haideți să ne ridicăm picioare, să ne rugăm. Doamne, Tatăl nostru, îți mulțumim și pentru seara aceasta, Doamne, când la chemarea Ta, Doamne, ne-am înfățișat înaintea Ta. Și, Doamne, dorim ca Tu în seara aceasta să ne binecuvintezi, Doamne, pentru că inima noastră Te dorește și dorim ca să avem o întâlnire cu Tine. Te rugăm să ne cercetezi pe fiecare în parte, Doamne, ca să ne putem bucura de prezența Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru planul Tău măreț de mântuire pe care L-ai desfășurat în Domnul nostru Iisus Hristos. Și noi vrem să ne aducem aminte și în această seară, Doamne, de un eveniment foarte important. De aceea, Doamne, Te slăbim pentru că Tu ai un plan desăvârșit cu întreaga istorie. Noi vedem că în lume sunt multe necazuri, Doamne, și Tu ai spus lucrul acesta. Dar noi, Doamne, ne uităm la Tine și la fața Ta și la lucrările Tale pe care le desfășori între noi și noi. Îți mulțumim din nou, Doamne, în seara aceasta, binecuvântează cuvântul care va fi citit, Doamne, și predicat. Și de asemenea dorim să ne încredem mai mult în Tine, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi pe cei care sunt în locul acesta, cei care sunt poate necăjiți sau întristați, Doamne. Te rugăm, fii Tu tăria lor, Doamne. Înviorează sufletele, Doamne. Eliberează de frică, Doamne, și de orice anxietate, ceea ce ar putea stăpâni și afecta în mod fizic și spiritual viața noastră, Doamne. Știm că avem motive să ne îngrijorăm, dar, Doamne, ne uităm la Tine, că Tu ai spus să nu ne îngrijorăm și noi ne încredem în Tine, că Tu ești Cel care ne porți. Mulțumim că ne-ai lăsat să intrăm în ziua aceasta și ne-ai însoțit, ne-ai binecuvântat. Mulțumim că încă nu trăim vremuri de război și de persecuție, Doamne, dar stăm înaintea Ta și dorim ca Tu să ne clarifici mai mult voia Ta în viața noastră, Doamne, și noi dorim și în seara aceasta să Te lăudăm pentru tot ce ai făcut și vei face. Amin. Așa cum am amintit deja, este o sărbătoare și aș vrea să citesc un pasaj din Sfânta Scriptură care stă în umbra acestui eveniment. Și Scriptura care vreau să o citesc este în Evanghelia după Ioan, capitolul 19, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 19, până la versetul 34. Dacă vreți să aveți Noul Testament, să deschideți, vă rog, vă aștept, că n-ați deschis încă, și o să avem afișat și aici, și avem aici mărturia lui Ioan Botezătorul și tare îmi place mărturia asta. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Și el a întrebat: Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a răspuns: Nu sunt. Ești prorocul? El a răspuns: Nu. Atunci i-au zis: Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor. Ei au mai pus următoarea întrebare: Atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încărțămintelor lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Și a doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: După mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel.
Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vreau să ocupați locul. Este o sărbătoare mare asta care o avem astăzi și știți că și țara noastră sărbătorește, Biserica Ortodoxă sărbătorește, fac sărbătoarea aceasta cu diferite obiceiuri și tradiții. Am fost impresionat însă în tumultul acestor evenimente din care trăim noi în zilele noastre, pe care noi le considerăm mari și importante, care afectează întreaga lume. Și e adevărat, pentru generația noastră sunt niște lucruri, sunt niște evenimente care pur și simplu ne îngrijorează. Am avut nu știu dacă vă folosește la ceva, dar toată lumea și toate națiunile mari își arată armele. Asta fac astăzi țările cele mai mari. Toate neamurile sunt tensionate, nu știe, numai un scânteie trebuie și s-ar putea să se pornească un război. De fapt, despre război e vorba. Dar, frații mei, după aceea m-am uitat în Scriptură și am zis: Doamne, astea sunt evenimentele mari pe care le vedem noi. Și după aceea m-am gândit așa, stai un pic, dar atunci, noi uitându-ne în Sfânta Scriptură, noi vedem niște cuvinte aici pe care noi le credem și le considerăm a fi cuvintele sfinte ale Dumnezeu, în care am văzut așa, în Ieremia, de exemplu, acolo îi spune Dumnezeu lui Ieremia: Ieremia, tu ce vezi? Și spune: văd un veghetor, zice, și Domnul spune: da, zice, foarte bine că asta trebuie să vezi, pentru că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Și frații mei, Dumnezeu nu are probleme cu evenimentele noastre de astăzi, n-are. El are un plan atât de desăvârșit și atât de perfect încât n-are nicio problemă să-l ducă până la sfârșit. Dar, dragii mei, de aceea și în sărbătoarea pe care avem astăzi, și am citit pasajul ăsta aici, cred că ăsta este o piatră de hotar în planul lui Dumnezeu. Pentru că vedeți acum de la nașterea Domnului, sărbătoarea nașterii Domnului, a trecut doar două săptămâni. Noi sărbătorim deja botezul Domnului, sigur că așa e în calendarele noastre, dar cu adevărat acum începe lucrarea de mântuire și am putea să spun împărăția lui Dumnezeu începe să fie vestită și promovată. Și asta este un lucru extraordinar pentru noi și știți, frații mei, că asta e mult mai important decât ce vedem noi astăzi, ce se întâmplă astăzi, mult mai important. Și prin harul Domnului și Domnul ne-a făcut parte și nouă de asta, de mântuirea asta minunată în secolul 20-21. Mi-aduc aminte că spuneam la fratele Marcu să caute cântarea aceea că o scumpă zi când te-am primit, pentru că mi-aduc aminte că în urmă cu 51 de ani și eu m-am botezat aici în adunare. Și mi-aduc aminte și noaptea când mă trezesc de lucruri. Pentru că, frații mei, harul Domnului s-a apropiat și de mine și de ai mei cei dragi și de voi, de toți, de asemenea, că ăsta e motivul pentru care noi suntem împreună în seara aceasta. Ar vrea să avem așadar motive de mulțumire, multe motive de mulțumire la adresa Dumnezeu pentru planul lui măreț de mântuire în care ne-a inclus și pe noi. Și este un lucru frumos asta să mulțumim lui Dumnezeu chiar și pentru faptul că am putut să venim la adunare, chiar și pentru faptul că trăim în ziua asta de 6 ianuarie sau cât o fi asta, 6 ianuarie, și ăsta este un har, frații mei, și ăsta este un har. Mulți n-au ajuns. Printre alte rugăciuni pe care le vom înălța înaintea Domnului, este bine să ne ducem aminte de frații care sunt. În mod deosebit mă gândesc la frați, surori care sunt singuri. Să știți că este o stare de foarte, foarte grea
Cum spune Scriptura, mai bine doi decât unul, nu? Mai bine doi decât unul, absolut, mai bine doi decât unul. Pentru că dacă e unul, e problemă și e greu. Uneori chiar nu știm, dar unul singur de multe ori se prăbușește. Dar trebuie să încurajăm, dacă știm pe cineva, să ne rugăm, în primul rând să ne rugăm, dacă știm pe cineva, e foarte important să mergem să dăm o încurajare. Asta e mare. Și dacă numai vorbim și-l ascultăm un pic, e extraordinar. Dar haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea ca să mulțumim Domnului pentru lucrurile astea și pentru multe alte lucruri, să aducem jertfe de mulțumire Domnului cu voce tare, cu partea dreaptă. Vă rog. Da, Doamne. Amin. Amin, amin. Doamne, lăudat numele Tău pentru că știm că împărățești și chiar dacă cei mari ai lumii se cănuncă și împărații pământului fac planuri. Așa e, Doamne, da. Îți mulțumim că ai un plan meticulos alcătuit și care va duce la primința finală. Slavă Ție, Doamne, da. Da, Doamne, slavă Ție. Da, Doamne, așa e. Amin. Doamne, te laud că Tu ești mielul lui Dumnezeu, scumpul meu mântuitor. Da, Doamne. Ai păcatele lumii și păcatul meu, Doamne, și a familiei mele. Mulțumesc pentru că mi-ai onorat viața cu mântuirea Ta. Mulțumesc, Doamne, pentru harul de a fi aici, cum zicea și fratele. Da, Doamne. Că e numai harul Tău și numai bunătatea Ta. Și da. Bunătatea Ta cea mare, Doamne, și vrednicia Ta. Te binecuvântez, Doamne, pentru tot planul Tău de salvare, Doamne. Slavă Ție, Doamne, da. Din Tine însuți. Mulțumesc că am făcut și eu parte din El. Mulțumesc pentru atâtea binecuvântări, pentru că lăuzirea asta tornică, Doamne, a Duhului Tău, da. Pentru cuvântul Tău plin de putere și viață, pe care Duhul Tău ne-l tălmăcește și da, ne descoperă. Da. Binecuvântat să fie în numele Tău, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, în veci de veci. Amin. Amin. Da. Da, te rugăm, Doamne. Da, Doamne, te rugăm, mai bine. Te rugăm. Așa e, Doamne, da. Amin. Slavă Ție, Doamne, da. Sunt pasii care am avut posibilitatea să te mărturisesc.
Da, da, mulțumim, mulțumim. Binecuvântat să fii Tu, pentru că numai Tu ai fost Cel care ne-ai ținut pe cale. Mm-hmm. Doamne, Te rog să Te îndur pe toți cei care au fost în biserică cu noi, da? Doamne, îndură-Te, da. Care s-au jurat credință, dar care s-au întors cale. Mm-hmm. Te rog să ai milă de ei. Tată, Tu ești Cel care cauți Fiul ispitor. Fie milă și atui din nou în casa Ta. Mm-hmm. Da, Doamne, dorește și 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 noi, Doamne, da. Te rugăm, Doamne. Te rog să fii alinare. Amin. Și medic bun pentru toți cei care sunt bolnavi. Amin. Bunătatea Ta ne dăruim pe Tine, te rugăm și te slăbim. Amin. Amin, amin. Sfinte Tată, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Mulțumim. Mulțumim pentru ascultarea lui Hristos întru totul de voia Ta. Da, Doamne, îți mulțumim. Mărturisim că și noi ne trebuie putere ca să ascultăm de Fiul Tău. Mm-hmm. Te rog să ne îmbraci în puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca să fim oameni împlinitori ai Tău. Mm-hmm. Ajută-ne să călcăm pe urmele pacilor Domnului Iisus Hristos și să ascultăm întru totul de mesajul cuvântului Tău. Amin. Amin. Doamne, cu recunoștință ne închinăm în fața Ta, Părinte Sfânt. Da, Doamne. Și dorim să-Ți mulțumim frumos pentru oportunitatea închinării și din această dimineață. Îți mulțumim pentru dragostea de Tată care Ți-a arătat-o față de noi. Da, mulțumim. Îți mulțumim că L-ai trimis pe Fiul Tău în lume, aici pe pământ, să vină să caute, să mântuiască ce era pierdut. Doamne, Te slăbim și Îți mulțumim pentru planul mântuirii. Mulțumim. Planul, da, mulțumim. Doamne, Ai gândit pomenirea și în care, Doamne, Ne-ai cuprins și pe noi. Mulțumim. Doamne, da, în această seară Îți mulțumesc pentru fiecare frate și soră din biserica aceea. Îți mulțumesc așa de mult, Domnul nostru, că până acum ne-ai purtat și încă vrei să ne mai poartă. Îți mulțumesc că Tu ești sprijinul nostru și a celor care suntem singuri. Doamne, slavă Ție că Te avem pe Tine. Rămâi împrotitorul nostru, rămâi stăpânitorul nostru și, Doamne, Te rog, îndură-Te și lucrează la reîntregirea spirituală de fiecare familie. Îndură-Te, Doamne, de copiii noștri, îndură-Te, Doamne, de soții, de soții, de fraților și a surorilor. Și îndură-Te, Doamne, de întreaga România. Fie, Doamne, binecuvântarea Ta peste noi și la acest început de an. Și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus pentru toate. Amin. Amin. Doamne, Doamne, venim să-Ți mulțumim pentru că nimeni nu ne poate despărți de dragoste. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta, că suntem înaintea Ta. Mulțumim pentru sănătate, pentru grijă. Mulțumim, mulțumim. Planul Tău de mântuire. Mulțumim că facem parte din poporul Tău. Ajută-ne, Doamne, să fim gata, trăim în vremuri de pe urmă și vei veni, Doamne. Da. Mulțumim pentru îndurarea Ta și dragostea Ta față de noi. Amin. Binecuvintează familiile noastre. Amin. Binecuvintează copiii mei, nepoții mei. Amin. Doamne, Te rugăm să fii cu noi fiecare. Amin. Amin. Doamne, pentru toate. Amin. Amin. Mm-hmm.
Amin. Vă rog să ocupați locul. Vreau să, înainte să cântăm o cântare, vreau să vă sesizez un lucru interesant. Nu știu care dintre voi sau aveți obiceiul să mulțumiți pentru că puteți respira. V-a trecut pe minte să... Sau că vă merg bine rinichii, de exemplu. Sau stomacul. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că cu cât mulțumim pentru, cele mai multe lucruri pe care le observăm sau ne trec pe minte, cu atât recunoaștem că de fapt sunt darul lui Dumnezeu astea. Când nu le mai avem, sau numai atunci începem deja să le luăm în serios. Când nu le mai avem. Și de aceea e foarte important, e foarte important să mulțumim de asemenea pentru frați, că îi cunoaștem, că ne putem vedea cu oameni cunoscuți pe care le știm, pentru că Domnul ne-a așezat împreună ca să fim frați. Nu, poate că nu ne simpatizăm așa tare unii pe alții, există și simpatii și antipatii, nu o să zicem așa, apropieri sau neapropieri. Am vorbit o dată cu un frate care nu mă simpatiza prea tare și apoi am zis, mă, fii atent, socotește-mă măcar ca dușman. Socotește-mă ca vrăjmaș, că Domnul Iisus a spus să-ți iubești vrăjmașii. Așa că pune-mă în categoria aia măcar. A fost de mult asta. Și frații mei, vedeți, ca să putem să ne prețuim unii pe alții mai mult, să ne putem prețui unii pe alții mai mult. Eu să aminte și săptămâna asta de cântarea aceea, inim lângă inim strângem, să avem pace. Poate o cântăm și cântarea asta în seara aceasta. O cântare așa de mare și așa de binecuvântată. Lăudăm pe Domnul cu o cântare și după aceea. Cântarea de la numărul 561. O scumpă zi când am primit Iisuse Salvatorul meu. Sunt bucuros și fericit că am fost primit să fiu al tău.
Păi cântarea asta zice că ne îndeamnă, zice că să ne și bucurăm. Zice că voi priveghea și mă ruga în tine, mă voi bucura. Nu prea sunt multe motive de bucurie astăzi dacă ne uităm la circunstanțe, dar trebuie să privim dincolo de ele, frații mei, pentru că se întâmplă. Cele mai mari îngrijorări, de fapt, noi le avem cu privire la, dom'le, ce-o fi cu noi? Oare ce-o fi cu noi, până la urmă? Și cel mai bine să întrebăm pe Domnul, Doamne, ce-o fi cu noi, până la urmă? Și cineva spune așa, că n-am adus nimica în lumea asta și nici nu voi duce de aici nimica. Nu cumva ne îngrijorăm cu privire la carierele noastre sau la proprietățile noastre? Nu cumva. Și ne pierde bucuria că vine criza economică. Au spus un frate odată, criza economică nu-i pentru credincioși. Criza economică nu-i pentru credincioși. Asta e pentru cei necredincioși. Că Domnul Iisus spune, Tatăl vostru care este în ceruri știe când vi-e foame, când vi-e sete. Și știi ce am văzut acei frații mei în atitudinea asta lui Ioan Botezătorul? Zice, au fost de trei ori întrebat, cine ești? Nu sunt, nu sunt, nu sunt. Și de ce? Pentru ca să facă loc celui care va spune, eu sunt. Eu sunt. Și eu sunt pâinea. Și eu sunt apa. Și eu sunt viața. Eu sunt păstorul cel bun. Și eu am venit ca oile mele să aibă viață din belșug, spune Domnul Iisus. Slăvit să fie numele Lui. Frații mei, ne încurajăm cu cuvintele astea. Pentru că Domnul Iisus străbate veacurile cu prezența sa. Străbate veacurile. Istoria este în mâna sa. Toate evenimentele sunt în mâna sa. N-avem motive ca să ne îngrijorăm, deși urlă marea, cum spunea o cântare, urlă și Satan urlă, dar va fi doborât. Slăvit să fie Domnul. Pentru că el a fost biruit deja odată și va fi nimicit. De aceea, nu lăsăm ca duhurile astea acestei lumi să ne preocupe sau să ne ocupe mintea sau sufletul nostru, ci să le lăsăm afară. Putem să ne uităm la ele, putem să ele trec pe lângă noi, vor trece și vor veni și vor trece. Și frații mei, până la urmă, Domnul Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și bine. Asta e nădejdea noastră, frații mei, și spune așa, nu vreau să vă zice acolo Apostolul Pavel ca cei care nu au nădejde să vă... Nu, zice, voi sunteți de cei care aveți nădejde și bucurați-vă de asta, slăvit să fie Domnul. Și gasă, gândiți-vă, frații mei, hai să ne gândim așa, să ne gândim, cine știe ziua de mâine cum o fi? Cine o, ce-o fi mâine? Cine știe ce-o fi mâine? Nimeni nu știe. Dar știe Domnul, pentru că Domnul e deja acolo. Domnul e deja acolo, slăvit să fie numele Lui. Frații mei, haideți să ne ridicăm picioare și să mulțumim din toată inima pentru lucruri, să lăudăm pe Domnul și vreau să vândem, să ne rugăm pentru un frate care a cerut să ne rugăm pentru ca el să fie încurajat spiritual, frate Lazar Lucian. Zice că are nevoie de încurajare spirituală, dar și să ne rugăm și pentru trupul lui. Și aș vrea să ne rugăm și pentru sora Pășcut de asemenea, ca Domnul să îndure și de ea, să-i dea vindecare. Și alți frații mei care vă vin, să aduceți înainte pe cei pe care îi cunoașteți, mai ales pe cei care îi cunoașteți de aproape. Ne rugăm Domnului, începând cu partea stângă de aici și mai vedem, poate avem timp să ne rugăm cu toții. Ne rugăm Domnului. Da. Binecuvântați, Doamne, da. Amin. Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Doamne, ai milă de noi, da. Da, Doamne. Da, Doamne, așa-i. Da, Doamne, te rugăm. În veci, amin. Amin. Da, da. Da, așa e, Doamne, da. Îndură-te, Doamne, da. Amin. Doamne, îți mulțumim că Tu ești împărat pe tronul Tău. Slavă Ție în veci.
tot ce se întâmplă în lumea aceasta nu este în afara controlului tău. Așa e, Doamne, da. Suveran absolut, Doamne. Amin. Îți mulțumim că noi suntem în mâna ta, Doamne. Da. Nu suntem în necunoștință, Doamne. Mulțumim. Îți mulțumim că tu ne-ai dat lumină, Doamne, și da, ne-ai dat lumina cunoașterii tale, Doamne. Slavă-ți. Îți mulțumim că tu ești mielul nostru, care pentru noi, Doamne. Da. Ești mântuitorul nostru, Doamne, și că datorită jertfei tale suntem astăzi în locul acesta. Da, mulțumim. Doamne, recunoaște că totul este harul tău. Slavă-ți. Îți mulțumim că tu zi de zi vechezi asupra noastră, chiar dacă nu merităm acesta. Vrem să ne credem în tine din toată inima. Da. Te rog, Doamne, să te înduri de cei care sunt singuri, de cei care sunt apăsați, de cei care sunt deprimați pentru acesta, Doamne. Te rugăm tu să fii lângă ei, Doamne. Tu să le dai mântuirea, tu să fii suportul lor moral, Doamne, și să-i încurajezi, Doamne. Da. Recunoaștem că și noi suntem slabi și de multe ori suntem în deznădejde, Doamne, și, da, așa e. Și avem nevoie de Duhul Tău, Doamne. Da, Doamne, te rugăm. Cu Duhul Tău, așa ne-ai promis, fii cu noi până la sfârșitul viacului, Doamne. Vrem să credem lucrul acesta, Doamne, și vrem să nu mai întristăm Duhul Tău Sfânt. Doamne, da. Ajută-ne. Amin. Amin. Doamne, te rugăm și îți mulțumim că Tu ești tăria și nădejdea noastră. Amin. Gloria Ție! Te laud și eu, Doamne, și îți mulțumesc că pot respira. Da. Slavă Ție, Doamne, da! Tu ne dai aerul care să putem respira. Mulțumim că Tu ne porți de grijă chiar și în vremurile acestea. Da, Doamne, da! Mulțumim că încă ne mai putem aduna în casa Ta. Da, mulțumim! În libertate și în pace. Mulțumim. Și mulțumim, Doamne, că Tu lucrezi în continuare. Te rog să te atingi și de fratele acestea, Lazar, Lucian. Amin, da, amin. Mângâierea Ta, dă-i vindecarea Ta, dă-i atingerea Ta și izbăvirea Ta. Da. Tu știi toate trebuințele. Atinge-te și de sora Marioara. Da, Doamne, te rugăm să-i dai vindecare și te rugăm să-i dai putere și la fratele în slujire. Da, amin. Și întreaga lor familie să o binecuvântezi. Binecuvântă strângerea noastră din seara aceasta. Amin. Binecuvântă mesajerii Tăi. Binecuvântă pe fratele Marcu la cântări. Amin. Amin. Pe fratele Gelu și pe Horia. Și binecuvântă fiecare suflet care a pășit pragul casei. Da. Binecuvântă și poporul Israel, binecuvântă Ierusalimul cu toate, da, 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 da. Și atinge-te și de America cu aceste alegeri, da, 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 da. În numele Domnului. Amin. Pentru toate îți mulțumim și te slăvim. Amin. Amin. Vreau să vă provoc acum, frații mei, știți-mi asta cum e treaba cu alegerile din America. Dacă ne putem ruga, frații mei, pentru asta. Pentru că, știți, Dumnezeu poate să facă mari lucruri încă și când face Dumnezeu câte o minune, nu o face ca să o înțelegem noi dinainte. Dar pe deasupra la toate lucrurile astea noi o spune, facă-se voia Ta. Dar putem cere, putem să-i părtășim dorințele noastre, să spunem, Doamne, noi am vrea cam așa. Aș vrea dacă cineva, sunt câțiva care ne putem ruga special pentru treaba asta. Acolo e mare tulburare în America astăzi. Și Domnul să aibă milă să nu se întâmple nenorociri mai mari decât s-au anticipat. Haideți să, dacă sunt câteva persoane care să ne putem ruga pentru asta. Îndură-te, Doamne, da. Te rugăm, Doamne. Da. Am vrea să primească adevărușa. Amin. Amin. Iată că voia Ta este una pe care nu o înțelegem. Am vrea ca Tu să păzești poporul.
Te rugăm, Mântuire-te, Doamne. Da, vrei frământare, pune pace. Și unde, prin înțelegere, Doamne, te rog, Doamne, ca Tu să lucrezi, Doamne. Amin. Luminezi mințile celor care vor să scoată adevărul la lumea. Lucrurile toate sunt în mâna Ta și Tu ești, Doamne, la cârma istoriei. Așa Da, amin. Să nu ne pierdem nici bucuria mântuirii, nici bucuria că suntem copii ai Tăi, să fim încrezători că într-o zi vom fi cu Tine. Amin. 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 Te rugăm. Amin. Amin. Da. Îndură-te, Doamne, și... Te rugăm, Doamne, da. Slavă ție, da. Ca oricând, Doamne, cei care se declară atei luptă împotriva creștinilor și doresc să scoată numele Tău, Doamne, să-L pună la o parte. Arată slava Ta, Doamne, da. Doamne, mulțumim frumos pentru că noi suntem ancorați în Tine. Da, mulțumim. Știm că niciun rău nu vine, Doamne, și nici o problemă nu este mai mare decât puterea Ta. Da, slavă-ți. Doresc să mă încredințez în mână. Amin. Doresc să avem liniște în vremuri ca acest. Amin. Dorim să avem pace, Doamne, și mai mult de ori, decât oricât, Doamne, să lăsăm lucrurile decât să privim pe orizontală, să privim pe verticală. Să slăvim, să lăsăm, să-L cinstim și să dorim, Doamne, întâlnirea cu Tine. Amin. Da. Să vedem ce va veni, Doamne. Dorim să rămânem ancorați în mâna Ta, în numele Tău și pătrând voi. Amin. Haideți să ne rugăm cu rugăciunea aceasta care spune așa, vie împărăția Ta, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, cumția Ta, facă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce noi în ispită, ci izbăvește de cel rău,
că a Ta e împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Ocupați locurile. Să lăudăm pe Domnul din cântarea de la numărul 327. 327. Inim lângă inim strângem să avem pace pe pământ. O veniți cu toți din parte să lăudăm pe Domnul Sfânt. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți, cum stăm la închinare înaintea Lui. Pentru că nu stăm la închinare înaintea unui om, stăm la închinare înaintea Împăratului Universului. Da, chiar dacă și înainte de venirea lui Ioan Botezătorul au fost 400 de ani de liniște, de întunecime care probabil unii se întrebau cât va mai dăinui, a venit lumina. Și lumina n-a venit la întâmplare, ce a venit la împlinirea vremii. A venit la împlinirea vremii pregătită în detaliu prin venirea lui Ioan Botezătorul, prin propovăduirea lui, dovadă că
Uneori chiar și atunci când ni se pare că totul a scăpat de sub control și totul este cât se poate de pesimist, Dumnezeu este pe tron. Și rânduie și coordonează toate evenimentele istoriei în așa fel încât vie împărăția Lui va deveni o certitudine pentru fiecare dintre noi. Da, lumea zace în cel rău, așa spune Scriptura. Dar cel rău nu face ce vrea în lumea asta. Și îndrăcitul din Gadara sau demonii din îndrăcit au cerut permisiunea să meargă în porci. Nu s-au dus unde au vrut ei. Și în Iov i s-a cerut permisiunea și i s-a pus limite celui rău. Dumnezeu împărățește. Și de aceea, în timp ce am ascultat îndemnurile la rugăciune, mi-am adus aminte de Psalmul 146, unde spune așa: lăudați pe Domnul. Laudă suflete pe Domnul, voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceea zile pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinși de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini. Sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Așa că stați liniștiți. Răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește... Hai să spunem cu voce tare, să se imprime clar în mintea noastră. Domnul împărățește în veci. Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac. Lăudați pe Domnul. Ei, înaintea acestui Dumnezeu ne închinăm și astăzi și lăudăm numele Lui. El este stăpân. Ne adunăm la închinare și duminică, tot înaintea Lui, recunoscând că El face, El este în control, El este Cel care dă, El este Cel care ne susține, El este Cel care, datorită căruia avem tot ceea ce avem și orice dar bun și desăvârșit vine de la El, în care nu este schimbare și nici umbră de mutare. Ne închinăm și duminică înaintea Lui și cei care nu v-ați înscris încă până duminică, rugămintea este să vă înscrieți pentru serviciul de după masă, pentru că serviciul de dimineață, de aseară, deja îi ocupat la capacitate maximă. Ne bucurăm că frații și surorile doresc să vină la adunare și se înscriu din timp și încercați pe cât posibil să vă înscrieți pentru serviciul de după masă dacă nu ați făcut încă lucrul acesta. Și ca o practică, hai să ne luăm ca o practică pentru anul care stă înainte. Sunt convins că unii dintre dumneavoastră, unii dintre noi am făcut lucrul ăsta. Dar să pregătim serviciile de închinare cu zile înainte în rugăciune. Haideți să pregătim în rugăciune de acum serviciul de duminică, ca Domnul să lucreze în adunare. Amin? Ne închinăm Domnului cu toate noastre de bunăvoie, îl lăudăm împreună printr-o cântare și ne pregătim să ascultăm cuvântul. De la numărul 178. 178. De-a lui Iisus, iubire cu care m-a căutat, lumină ce e de nespus prin care m-a salvat, de adâncă îndurare și marele său dar, răsunea mea cântare, slăvind mărețul. Thank you.
Partea din Sfânta Scriptură pe care o citim în seara aceasta, o găsim scrisă la Sfânta Evanghelie după Marcu, la capitolul 1, primele 13 versete. Marcu 1, cu 1 la 13. Vă invit să ne ridicăm. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curia. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i desleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogurându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerii. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am citit pasajul acesta, Anton, cu ceea ce zicea și fratele Costică la timpul de rugăciune, faptul că astăzi ne amintim de evenimentul botezului Domnului nostru. Cel care prin cufundarea lui în Iordan s-a identificat cu noi, cel care a început în felul acesta misiunea publică, primind mărturia Tatălui și mărturia lui Ioan în ziua aceea. O zi deosebită care a marcat începutul proclamării Evangheliei și a lucrării publice a Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta privim la acest eveniment prin cuvintele pe care Dumnezeu le-a dat lui Marcu. Marcu, după cum știți, este un evanghelist care își concentrează mesajul. E cea mai scurtă evanghelie, întrucât le scrie unor oameni care nu au timp de foarte multe detalii. Romanii nu sunt foarte interesați de detalii legate de locuri și de implicațiile locurilor respective. Ei vor să știe exact ce, unde și cum, dar fără să intre în explicații foarte detaliate. Așa este scrisă Evanghelia după Marcu, o evanghelie pentru oameni grăbiți, o evanghelie care să se limiteze la ceea ce este esențial, una concisă și care să conțină exact ceea ce trebuie legat de persoana Domnului Iisus Hristos. Tocmai de aceea și evenimentul botezului lui Hristos, care în celelalte trei evanghelii are un spațiu mult mai mare alocat, în Evanghelia după Marcu este integrat botezul Domnului Iisus Hristos în începutul Evangheliei. Evanghelie care de fapt înseamnă narațiunea, povestirea despre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, lucrarea și mesajul pe care El îl are pentru noi. Aș spune de fapt că aici, în pasajul care l-am citit, există o expresie cheie, Iisus a venit.
Este inima pasajului care l-am citit în această seară. Este ideea redusă la strictul necesar. A venit Iisus. Este o veste bună și pentru timpul în care Marcul își scrie Evanghelia și pentru timpul nostru. Timp în care, dacă n-ar fi venit Domnul Iisus Hristos, oare ce altă speranță sau ce ajutor am fi avut? Dar Domnul a venit și a venit pentru noi, așa după cum versetul cheie din Evanghelia după Marcu spune la Marcu 10:45, a venit pentru noi. Domnul Iisus Hristos este Cel care e prezentat în contextul acesta al venirii sale și al începutului slujirii și mesajului Lui, imediat după ce este prezentat Ioan Botezătorul și acesta iarăși în câteva cuvinte. Foarte scurt, foarte concis, limitându-se la strictul necesar. De fapt, cuvântul sau expresia a venit apare frecvent în pasajul care l-am citit. În versetul 4 spune, a venit Ioan. În versetul 7 spune, Ioan propovăduiește zicând, după mine vine. Și în cele din urmă, în versetul 9 se spune, în vremea aceea a venit Iisus. Ioan a venit anunțând o altă venire care s-a împlinit. Acesta este pasajul extins sau ideea extinsă, pentru că redusă la esență este atât. Iisus a venit, dar a venit după ce a venit Ioan, care a anunțat această venire și în cele din urmă a venit Domnul Iisus. Este de asemenea un detaliu care își are importanța lui atunci când a treia oară se spune a venit cineva, și anume a venit Domnul Iisus. În versetul 9 spune, a venit Iisus din Nazaretul Galilei. Și deși Marcu nu se extinde aici și nu încearcă să explice importanța Nazaretului, în celelalte evanghelii, atunci când se face referință la această zonă a Nazaretului din Galileea, de obicei este o referință negativă din partea cărturarilor, a fariseilor, care nu văd nimic bun venind din direcția aceea. De fapt, toți se așteaptă ca în partea de sud a țării să apară ce este mai bun. Erau trei regiuni principale în vremea aceea. Este partea de sud, numită Iuda, este partea de mijloc, numită Samaria, și partea de nord, numită Galileea. Pe măsură ce te îndepărtești de la sud spre nord, te aștepți să fie mai puțină evlavie, mai puțini căutători de Dumnezeu. În partea de nord sunt oameni în timpul Noului Testament, oameni care îngrijesc porci, oameni care sunt amestecați cu greci și cu alte, multe alte națiuni. Acolo este Decapolis, ținutul celor 10 cetăți, în care majoritari sunt neamurile. Și nu te aștepți ca cineva bun să vină din Galileea. Numai că această afirmație a cărturarilor care îl corectează pe Nicodim în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 46, capitolul 7, versetele 41-52, toate privesc Galileea ca ceva neimportant. Nazaretul nu contează în viziunea lor. Întrebarea lor este, s-a ridicat oare ceva bun de acolo? A ieșit vreun profet din Galileea? De fapt, atunci când vorbesc despre aspectul acesta, cărturarii îl corectează pe omul care spune că Domnul, profetul care a venit de acolo mi-a făcut atâta bine, și ei spun, cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun profet. Eu aș răspunde, domnilor cărturari, cercetați voi mai bine. De unde a fost Osea? De unde a fost Naum? Din Galileea. De unde a fost Iona? 5 kilometri de Nazaret. Cercetați mai bine.
Frați și surori, cred că este foarte important atunci când facem o afirmație, mai ales una care este importantă, să aibă o acoperire serioasă. Atunci când cărturarii au făcut această afirmație, nici măcar în Scriptură nu aveau acoperire necesară. Ei credeau că din Galileea n-a ieșit niciun profet, erau cel puțin trei care au venit de acolo. Și apoi, scrie undeva în Scripturi că Domnul este limitat la Iudeea? Scrie undeva că nu ar putea Mesia sau profetul de care vorbește Moise să vină din Nazaret? Chiar dacă nu ar fi fost niciun profet de acolo, nu era nicio profeție, niciun cuvânt, nicio precizare care să spună că nu s-ar putea. Așadar, cărturarii, din multe puncte de vedere, atunci când fac afirmația și se așteaptă la un anume lucru legat de Galileea și de Nazaret, au ajuns în eroare. Dar din nou, aici este vorba în primul rând despre Domnul Iisus. A venit Iisus. Și când luăm în context această afirmație din Evanghelia după Marcu, aș spune că se leagă de trei sau chiar patru idei principale. Prima, Domnul Iisus a venit aducând Evanghelia. Versetul întâi începe spunând, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt din versetul întâi este ales cu grijă și este inspirat de Dumnezeu, la nivel de slovă. Așadar, atunci când Marcu începe aducând aceste prime cuvinte din cartea pe care el o scrie, spune începutul Evangheliei lui Iisus Hristos. Dacă nu ar fi venit Domnul Iisus Hristos, nu am fi avut Evanghelie. Domnul Iisus a venit aducând Evanghelia. Știm cu toții că Evanghelie înseamnă veste bună, știm cu toții care este conținutul Evangheliei, datoria noastră față de Evanghelie și rezultatul ei. Dacă nu, e bine să întrebăm, sunt lucruri elementare despre Evanghelie, ce conține, care e datoria noastră față de ea și ce aduce Evanghelia. Dar în pasajul acesta ni se spune că dacă n-ar fi venit Domnul Iisus, nu am fi avut vestea bună. Dacă atunci când s-a născut Domnul pe câmpiile acelea din jurul Betleemului s-a spus, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul, a început să fie folosit cuvântul veste bună. Când Domnul Iisus a venit, a început vestea bună pentru noi. Vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Evanghelie. Frați și surori, datorăm viața noastră veșnică Evangheliei. Evanghelia îl privește pe Domnul Iisus Hristos și când El a venit, a făcut posibilă vestea bună. Începutul Evangheliei lui Iisus, nume care știm că înseamnă Dumnezeu salvează, Yeshua, Hristos, adică unsul, Mesia și Fiul lui Dumnezeu. Trei lucruri, numele pământesc, cu nuanța divină, misiunea, Hristos, și calitatea, Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia este centrată în Iisus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A venit aducând Evanghelia. Întotdeauna când avem pretenția că vestim Evanghelia, trebuie să spunem ceva despre Domnul Iisus. Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Despre El este vestea bună. Datorită Lui avem viață și mântuire. Marcu ne spune că Domnul Iisus Hristos a venit, unul, ca să aducă Evanghelia, dar în același timp, ca să împlinească vestirea profetică despre El. Versetele 2 la 8
vorbesc despre acest gând principal. Începând în versetul 2, care spune: după cum este scris în profetul sau prorocul Isaia. Aici este o introducere interesantă, gândindu-ne că Marcu scrie în primul rând pentru romani. Deci și ei trebuie să știe că atunci când este vorba despre credință, despre Dumnezeu, nu a început atunci, ci a existat o istorie a acestei credințe. A existat o desfășurare a unui plan pe care Dumnezeu l-a avut în vedere. Planul nu este doar pentru evrei. Și Dumnezeu este cel care a avut în minte din eternitatea trecută istoria mântuirii noastre, pe care a pus-o în practică pas cu pas. Și cu sute de ani înainte au venit profeții care să vestească venirea Domnului Iisus Hristos, care să spună că El va veni, să spună unde se va naște, când se va naște, să spună care este misiunea pe care o va avea și mai ales cine va fi El. Iisus a venit împlinind vestirea profetică despre El, pentru că tot ceea ce spune Marcu în versetele 2 la 6 este despre ceea ce este scris. Profetul Isaia a vorbit despre un glas care urma să vestească venirea Domnului Iisus. Și evangheliștii în cor sunt hotărâți să arate că glasul acela este Ioan Botezătorul. Este profetul rânduit de Dumnezeu ca să pregătească terenul pentru venirea Domnului, ca să acorde inimile părinților la cele ale copiilor, ca să vestească harul pe care îl dăruiește Dumnezeu prin venirea Domnului Iisus Hristos. Venirea lui Ioan Botezătorul a fost prezisă în cartea profetului Isaia, ne spune Marcu. Iar Domnul Iisus a venit pentru că este scris, sau a fost scris pentru că El urma să vină. Dar este și o pregătire necesară pentru venirea Domnului Iisus Hristos și tot prorocii au vorbit despre aceasta. Când a venit Ioan, care boteza în pustie, propovăind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, exact ca în afirmația aceea din vechiul crez de la Nicea, botezul spre iertarea păcatelor. E bine, aici se spune că el a venit anunțând că urmează să sosească cineva mai mare, cineva mai puternic decât el. Și când încearcă să facă o depărtată comparație cu el, Ioan spune: eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor. Nu sunt vrednic să fac nici cea mai banală, cea mai simplă lucrare de rob, când este vorba de persoana binecuvântată a lui Mesia. Vă dați seama în ce termeni a pus Ioan Botezătorul această lucrare, dezlegarea șiretului de la încălțăminte sau cureaua de la sandale. Ce onoare a avut femeia care a dus vasul acela care a fost turnat pe Domnul și care a spălat și picioarele Domnului Iisus și le-a șters cu părul capului ei. Oamenii care s-au atins de Mesia, care au simțit puterea venind din El, au avut o onoare deosebită. Ioan Botezătorul a anticipat, înainte de a veni Domnul, această onoare și spunea: eu nu sunt vrednic. Lucrarea? Putem face și o comparație legată de lucrare. Ce fac eu? Botez în apă. Cufund oamenii în apă. El botează cu Duhul Sfânt și cu foc. E o diferență. Botezul lui Ioan este oarecum o discuție legată de aceasta, nu este neapărat identic cu botezul creștin, deși îl prefigurează, pentru că în Cartea Faptelor Apostolilor găsim scris despre acei ucenici al lui Ioan, care doar atât cunoșteau botezul lui Ioan și care aveau nevoie de ceva în plus, mai mult.
Acel plus de care aveau nevoie era Isus. Credința și pocăința în persoana Domnului Isus Hristos. Și tocmai de aceea când au crezut în cel ce urma să vină după Ioan, au fost botezați încă o dată în numele Domnului Isus. Dar toate aceste lucruri, spune Evanghelia după Marcu, ca și Matei, ca și Luca, sunt scrise ca să se împlinească ce a fost scris. Profeții au vorbit mai dinainte despre Domnul Isus și Isus a venit împlinind scrierile profetice legate de El. Al treilea lucru, Domnul Iisus a venit ca să ne aducă Evanghelia, a venit ca să împlinească Scripturile și a venit având confirmarea Tatălui. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan și îndată când ieșea Iisus din apă, El, Domnul Iisus, a văzut cerurile deschise și Duhul pogorându-se peste El ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. De două ori în pasajul care l-am citit astăzi se vorbește despre glas. Odată când este prezentat Ioan Botezătorul, este glasul celui ce strigă în pustie. Apoi, la Iordan, când Domnul Iisus vine înaintea lui Ioan, s-a auzit un glas din ceruri. Al doilea glas este important pentru că este direct, pentru că vine din cer, pentru că este glasul Tatălui și pentru că El vine să confirme cine este acela. Vine să ne arate că cel care stă în fața lui Ioan, primind în momentul acela botezul, ca ascultare de tot ceea ce a rânduit Dumnezeu, este prea iubitul fiu al lui Dumnezeu. Și confirmarea aceasta este foarte importantă, întrucât o face însuși Tatăl, care vine și precizează, strigând un glas din cer: Acesta este fiul meu, sau tu ești fiul meu prea iubit. În tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Tatăl confirmă cine este acolo, pentru ca să știe Ioan, să știe cei prezenți, să știe cei ce urmează de atunci și până astăzi, că Domnul a mărturisit El însuși. Evanghelia după Marcu, după Ioan, pune în termenii aceștia prezentarea făcută de Ioan. El a auzit și a mărturisit că Tatăl a confirmat această calitate divină. Cel ce a fost botezat atunci în Iordan a fost mărturisit de Domnul însuși. Haideți să vedem cele trei lucruri pe care le mărturisește glasul din cer. Mai întâi, calitatea. Tu ești fiul meu. Fiul lui Dumnezeu, un termen exclusiv mesianic. Nu ni se aplică nouă care suntem copii ai lui Dumnezeu. Unul singur este fiul, cu articol hotărât, Fiul lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea s-au scandalizat farisei atunci când Domnul a spus: Sunt fiul celui prea înalt. De aceea și-a rupt marele preot hainele când l-a întrebat: Ești tu fiul celui binecuvântat? Fiul lui Dumnezeu întotdeauna în Noul Testament reprezintă o calitate. Este Mesia, este unsul lui Dumnezeu, este trimisul prin excelență, este Dumnezeul prezent în trup omenesc pentru ca să poarte nelegiuirile noastre, să îndure osânda în locul nostru și prin credința în El să avem parte de iertare, calitatea. Dar glasul din cer mai confirmă și relația. Tu ești fiul meu prea iubit, prea iubit. Știți, acesta este un cuvânt special în Noul Testament. Există cuvântul iubit și există cuvântul prea iubit. Nu ajută foarte mult dacă fac referire la cuvintele grecești care stau în spatele acestor doi termeni, dar e o diferență. Exprimă o iubire prin excelență, o iubire puternică, intensă, totală, întreagă.
Nu că cealaltă iubire ar fi mai puțin importantă, dar când Scripturile vorbesc despre prea iubitul Fiu al lui Dumnezeu, sau atunci când în epistole se spune prea iubiților, e vorba de o iubire intensă, una dăruitoare, una jertfitoare. Între Tatăl și Fiul există o asemenea iubire desăvârșită și relația dintre Tatăl și Fiul este subliniată prin acest scurt și foarte cuprinzător cuvânt. Tu ești Fiul meu prea iubit. Dar glasul din cer confirmă calitatea, relația, dar și împlinirea sau satisfacția, pentru că apoi adaugă, tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Plăcerea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și găsește plăcere în păcat, Dumnezeu nu-și găsește plăcere în nelegiuire, în rău, în lucruri care sunt îndepărtate de voia Lui. El își găsește plăcere doar în lucruri curate, desăvârșite, sfinte. Când este vorba de a-și găsi plăcere într-o persoană, Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în fiii oamenilor, spune psalmistul, pentru că sunt păcătoși. În sensul acesta, mai întâi trebuie să ne identificăm cu Domnul Iisus, ca El să își găsească mai apoi plăcerea în sfinții de pe pământ. Dar în persoana Domnului Iisus Hristos n-a fost nimic păcătos, nimic întinat, totul era desăvârșit, sfânt, curat. Așadar, Tatăl a privit spre El cu toată plăcerea, fără nici o reținere, nici o rezervă. Glasul din cer a confirmat cine este cel care s-a prezentat la Ioan. Calitatea Fiului Dumnezeu, relația prea iubitul Fiu și împlinirea sau satisfacția pe care o mărturisește Tatăl, în tine îmi găsesc toată, întreaga mea plăcere. Iisus Hristos a venit. De ce? Ca să ne aducă Evanghelia, ca să împlinească Scripturile. Iisus Hristos a venit având confirmarea Tatălui și ultimul lucru, în același pasaj, citit în seara aceasta, a venit înfruntându-l și biruindu-l pe Satan. Ultimele două versete vorbesc despre această confruntare în care biruitor este Domnul Iisus. Îndată, Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îl slujeau îngerii. Aici confruntarea constă în acea ispitire pe care diavolul i-o face Domnului Iisus Hristos. Ne spune scriitorul epistolei către evrei că și el a fost ispitit în toate privințele, ca și noi, dar fără păcat. Biruința constă în acea scurtă precizare, dar fără păcat, pentru că ispita urmată de cădere înseamnă înfrângere. Ispita urmată de împotrivire înseamnă biruință. Ispita în sine nu este păcat, ci atunci când dăm curs ispitirii, când pofta care zămislește dă naștere păcatului, adică atunci când intenția, gândul, tentația se transformă în practică, devine păcătoasă. Domnul Iisus a fost ispitit, adică a fost confruntat cu răul, a fost solicitat spre rău. Și în sensul acesta este un mare mister pe care nu-l lămurim noi în seara aceasta, pentru că nu l-au lămurit teologii de secole. Poate Dumnezeu să fie ispitit? Biblia spune că nu. A fost Domnul Iisus ispitit? Da. Era El însă Dumnezeu? Da. Ei bine, putem face recurs la natura umană a Domnului Iisus Hristos, terenul prin care putea sau a fost posibilă ispita în momentul acela, dar încă importantă nu este explicarea naturii ispitire, realitatea ei, ci
Ideea în sine, faptul că Domnul Iisus a ajuns biruitor împotriva celui rău. Când primul om a fost ispitit, ispitirea a durat o clipă, câteva minute probabil, un singur lucru, o singură poruncă, un singur loc. Domnul Iisus a fost ispitit 40 de zile, în multe feluri. La urmă au fost acele trei ispite speciale la care l-a supus diavolul ca să îl atragă înspre rău și în toate a fost biruit. Domnul Iisus este biruitorul, Satan este cel înfrânt. A venit Domnul Iisus înfruntându-l și biruindu-l pe Satan. Cu siguranță a fost o alertă în lumea spirituală, partea rea din lumea spirituală. Atunci când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, clar, tulburarea lui Irod și a Ierusalimului și ceea ce a urmat după aceea, și acum când Domnul este mărturisit din cer, când Dumnezeu însuși spune cine este și își arată deplina satisfacție, cu siguranță că este o alertă deplină în lumea rea, în partea spirituală, în partea rea a lumii spirituale. Așa că Satan vine personal în pustie 40 de zile să-l ispitească pe Domnul. Haideți să observăm câteva trăsături acestei ispitiri. În primul rând, urgența. Urgența. Cuvântul îndată din versetul 12 se referă la o acțiune imediată. Evanghelia după Marcu abundă în folosirea acestui cuvânt, pentru că vrea să fie o carte de acțiune scrisă pentru romani, oameni de acțiune. Ei bine, îndată înseamnă imediat după botez. A fost ceva urgent. Nu a fost o perioadă de repaus, de liniște, un concediu între botez și ispitire. Îndată. Procesul era urgent. Satan dorea imediat să-l ispitească și, de fapt, Sfânta Treime avea în plan lucrul acesta, pentru că Duhul l-a mânat pe Iisus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Cuvântul grecesc ekbalo este un cuvânt puternic, însemnând a scos cu putere, ca și când ai arunca ceva. Este o acțiune în forță, îndată l-a scos cu putere Duhul pe Iisus în pustie ca să fie ispitit. O expunere grabnică, imediată, urgentă, presantă. Să nu ne imaginăm că în cazul nostru, după ispitire, după botez, nu ar urma vreo ispitire sau că noi am fi scutiți de ispită. Dacă Domnul însuși a fost ispitit, cu atât mai mult noi, care suntem mult mai vulnerabili, mai slabi, mai curând gata să cădem în aceste ispite. Și de aceea trebuie să privim spre Domnul Iisus Hristos în acele momente. El este ținta și căpetenia desăvârșirii credinței noastre. Dar nu doar urgența primează aici, în ispitirea Domnului Iisus, ci și durata. Doar atât spune Marcu, 40 de zile. Dar 40 de zile au fost zile fără hrană, au fost zile de intensă solicitare, când la urmă, când află mânzit, spune Scriptura, au venit cele trei mari ispite. Oponentul, e precizat și el aici, pentru că versetul 13 spune, fiind ispitit de Satana, adică însuși conducătorul lumii rele, cel mai iscusit, cel mai cu experiență, cel care știe mai bine natura umană, cu atâtea secole de experiență în ispitire, a venit să-l ispitească pe Domnul. Așadar, este o ispitire urgentă, una de durată, în care oponentul este Satan. Dar slavă Domnului că în acest proces al ispitirii, biruitor, a fost Domnul Iisus. Ca să putem noi să înțelegem că aici în Evanghelia după Marcu ni se spune Iisus a venit
înfruntându-l și biruindu-l pe Satan. Această biruință face un arc profetic peste timp în cel puțin două alte momente. 1. Golgota. 2. Viitorul escatologic. La fel de biruitor. Pentru că pe Golgota, biruința a însemnat capul zdrobit al șarpelui, așa cum a spus prima profeție. Înfrângerea. Acolo, pe cruce, Domnul Iisus a pus zapisul cu poruncile care stăteau împotriva noastră. L-a nimicit pironindu-l pe cruce. A ieșit biruitor împotriva întunericului și a căpeteniilor prin cruce. Biruința asta de imediat după botez, de la prima parte a ispitirii Domnului Iisus Hristos, îți arată că acolo urmează o altă biruință mai importantă, cea de pe Golgota, în care tot Satan este înfrânt. Și mai urmează încă o biruință la finalul istoriei, când un înger puternic, un lanț în mână, îl aruncă pe Satan în adânc. Când Domnul Iisus Hristos vine biruitor, îmbrăcat în mărire, cu ochii ca para focului, și când își arată biruința finală. Iisus a venit biruindu-l pe Satan ca să ne ajute pe noi să înțelegem că El este întotdeauna biruitor atunci când confruntarea este între El și Satan. În seara aceasta, privind la ceea ce Evanghelia după Marcu prezintă, în cuvinte concise sunt doar 13 versete care înglobează tot ceea ce se poate spune despre începutul slujirii Domnului Iisus Hristos. Partea asta ne spune că Domnul Iisus Hristos a venit ca să ne aducă Evanghelia. Cerul întreg este interesat în Evanghelie, fără nicio excepție. Ne spune Apostolul Petru că toți îngerii doresc să privească în această Evanghelie. Tot iadul tremură de această Evanghelie care îl privește pe Hristos. Numai oamenii care aud Evanghelia uneori își permit să fie indiferenți față de Evanghelia care uimește întregul cer și face tot iadul să tremure. Dacă astăzi ești unul din cei care ai auzit în mod repetat Evanghelia, aș vrea să-ți spun să nu mai eziți, ci să crezi în Iisus Hristos ca Mântuitor. Să-L ai pe El ca stăpân al vieții tale. Să nu stai pe gânduri, ci să te întorci hotărât spre Domnul Iisus. El a venit să aducă Evanghelia. El a venit să împlinească ce este scris despre El. A venit având deplină confirmare a Tatălui și a venit biruitor ca să ne spună: îndrăzniți. Eu am biruit lumea, veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Și mă rog ca și în seara aceasta Duhul Domnului să pună pe inima noastră gândul acesta al îndrăznelii în Hristos, acelui care este biruitor, pentru că așa spun Scripturile despre El, pentru că așa confirmă Domnul și pentru că El însuși ne arată că este biruitor. Biruința aceasta Domnului Iisus Hristos aș vrea să aibă efect în viața mea și a fiecăruia dintre noi. Cel care mărturisirea Tatălui l-a făcut, l-a proclamat ca și Fiul al lui Dumnezeu, El să fie în centrul atenției noastre în această seară. Răspunsul fiecăruia dintre noi să fie răspunsul ascultării, al încrederii, al deplinei dăruiri înaintea Lui. Iisus a venit și slavă Domnului pentru aceasta. Amin. Cântarea de la numărul 125, care spune: în stânca înaltă, păzit de orice rău, ascunde, o Doamne, și sufletul meu. Acolo odihnă în veci voi găsi, scutit de orice valuri în tine voi fi.
Mulțumim, Doamne, pentru că ai venit în această lume prin Fiul Tău, prea iubit, Mântuitorul nostru. Îți mulțumim că în El este iertarea noastră, prin sângele Lui este spălarea de păcat și vinovăție. Mulțumim că atunci când venim la Tine cu credință, Tu, Doamne, ne primești. Și de asemenea îți mulțumim că Tu ne poți ascunde în Tine și Te rugăm să faci lucrul acesta. Atunci când vin încercările, apăsările sau tulburările, Doamne, ascunde-ne în Tine. Și pentru că Tu ești biruitorul, Doamne, fă-ne în felul acesta parte de biruință. Ajută-ne să biruim slăbiciunile noastre și limitările noastre. Și Te rugăm, Doamne, dă-ne puterea care vine din Tine ca să trecem și noi prin această viață plăcuți înaintea Ta. Ajută-ne, Doamne, să trăim frumos și binecuvântă viața noastră, trăirea noastră. Binecuvântă, Te rugăm, adunarea în care ne-a așezat și ajută-ne ca să fim o biserică după voia Ta. Mulțumim că Tu, Doamne, poți să faci mai mult decât știm noi să cerem sau să gândim. Te onorăm. Îți mulțumim și lăudăm în veci numele Tău, Doamne Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Încheiem aici părtășia noastră și închinarea înaintea Domnului pentru această seară. Mâine seară nu avem servici de închinare în casa Domnului, însă ne întâlnim din nou duminică, după programările care le facem. Și ne rugăm ca Domnul să dea izbândă, călăuzire și cercetare în fiecare din adunările noastre. Amin.